Mușcelenul Ionuț Butoi a fost legitimat recent la Clubul Sportiv al Armatei Steaua. Nu încercați să vi-l amintiți din echipele și loturile locale, fiindcă nu o să-l găsiți. El a fost legitimat odată cu debutul carierei sale sportive. Este vorba despre un caz în premieră, pentru că este un caz special. Ionuț Butoi este un fost militar afectat de o explozie în anul 2008 în timpul unei misiuni în Afganistan și rămas de atunci cu o infirmitate care îl obligă să se deplaseze într-un cărucior cu rotile. Iar legitimarea lui la Steaua are legătură cu inițiativa acestui club de a înființa o secție specială care să reunească militarii răniți pe teatrele de război și să-i angreneze în competiții interne și internaționale adaptate. Nu e vorba despre vreun proiect ipotetic și nici de unul de caritate, ci de o realitate sportivă, fiindcă la nivel mondial au fost înființate Jocurile Paralimpice Invictus, care își vor desfășura următoarea ediție în primăvară la Londra. Aici își doresc să ajungă mușceleanul Ionuț Butoi și ceilalți patru camarazi ai săi care au fost legitimați la secția specială a Clubului Sportiv al Armatei Române. Însă trebuie spus că există și alte competiții interne și internaționale pentru diverse discipline și probe. Ionuț Butoi a ales în notul, deși la început nu știa să înnoate. Rezultatele obținute la un concurs desfășurat la Brașov l-au convins să continue, deși prima lui opțiune a fost tirul. Acum și-a început antrenamentul la bazinul de pe Grui, acolo unde a fost primit cu toată căldura și unde, cu un gest de firesc respect, administratorul Minu Năstase îi asigură gratuitatea accesului. De altfel, solidaritatea sportivă și umană de la Câmpul Lung nu a rămas fără ecou, conducătorii clubului Steaua transmițând mulțumiri pentru această decizie. De același sprijin necondiționat pentru antrenamentul de tir, se bucură Ionuț Butoi și din partea comandanților militari care administrează poligonul din Grui. Când un sportiv obișnuit nu urcă pe podiumul unei competiții, se consolează cu expresia șablon că și a participa este o victorie. Sportivii speciali, așa cum este și Ionuț Butoi, sunt victorioși înainte de a lua startul, însă în afară de sport e o uriașă lecție de viață și, ca să ne referim tot la eroul mușcelean din Afganistan, handicapul său nu i-a adus doar suferințe fizice și morale, dar i-a destrămat și familia. Ca un adevărat luptător, el a trecut peste orice încercare, chiar recuperarea lui fiind rezultatul voinței cu care a urmat un program de fizioterapie care îi permite acum deplasarea în cărucior. Aceeași voință și disciplină de militar profesionist l-a determinat să înceapă și o carieră sportivă și este de apreciat inițiativa Clubului Steaua care sprijină astfel de opțiuni, oferindu-le suportul material și organizațional de manifestare. Prin propriile eforturi și cu solidaritatea și sprijinul nostru, Ionuț Butoi poate ajunge în primăvară la Londra, la Jocurile Paralimpice Invictus. El oricum este și va rămâne un învingător în primul rând moral, fiindcă însuși cuvântul Invictus înseamnă de neînvins.